Bună dimineața, bună ziua! Salut și eu atât participanții din sală, cât și pe cei care ne urmăresc online sau care vor urmări înregistrările. Vreau să încep prin a mulțumi organizatorilor pentru efortul pe care l-au depus în acest proiect. Într-adevăr, e un proiect foarte ambițios. Aceasta este prima întâlnire cu titlul de conferință, care se realizează după multe amânări determinate de contextul pandemic. Între timp s-au desfășurat sute de activități de seminar în teritoriu, care cred că au fost fructoase, cred că au fost utile atât pentru cei care au venit în calitate de experți sau formatori, cât și pentru cei care au participat la ele. E un schimb de idei, e un schimb de opinii, de informații. Uneori conduce la descoperirea unor probleme referitoare la aplicarea unitară a unor dispoziții legale sau la interpretarea unitară a unor decizii obligatorii, fie ale Curții Constituționale, fie ale înaltei curți. S-a întâmplat și nu doar odată ca aceste întâlniri organizate în teritoriu cu rol de seminar să se încheie mai în glumă, mai în serios, cu anunțul responsabilului respectiv. Stimați colegi, după ce pleacă experții, vă invităm la o ședință de unificare a practicii, fiindcă am descoperit că în circumscripția aceleiași curs de apel sau la parchetul de pe lângă curtea de apel avem o jurisprudență neunitară. Deci cred că e mutual benefic acest proiect pentru toți cei implicați și mulțumesc organizatorilor, fiindcă îmi dau seama că e un mare efort logistic. Cred că proiectul trebuia să fie încheiat deja în acest moment. E doar prima din cele 8 conferințe, dacă nu mă înșel. Contextul pandemic și-a pus marca și în ceea ce privește organizarea proiectului de față. Încă o dată mulțumiri și nu mai lungesc introducerea. Voi face trecerea către tema pe care mi-am propus să o aduc astăzi în discuție și mă bucur că putem în mod oficial să depășim formatul de conferință și să avem interactivitate. Numai puțin văd că trebuie să fac probabil o setare pentru ca să apară slide-urile. Tema pe care mi-am propus să o discut astăzi se referă la instituția prescripției. În general, prescripția în materie penală, indiferent că este vorba despre cea a răspunderii penale sau despre cea a executării pedepsei. Cred că acum se vede, nu? Și e adevărat că acest decalaj care a intervenit între momentul când am primit feedback din partea organizatorilor, momentul când am stabilit temele și data la care se desfășoară efectiv această întâlnire, această conferință, și a pus poate amprenta și asupra caracterului de noutate, acum, așa cum spunea și doamna Țăran, asupra caracterului de noutate pe care îl au unele dintre subiectele propuse. Unele din chestiunile pe care urmează să le trec în revistă alături de dumneavoastră au fost între timp soluționate sau tind să fie ajuns la o soluție majoritară, mai ales în practică, dar cred că nu suntem încă dincolo de orice discuții, mai ales că în legătură cu instituția prescripției am avut și niște modificări legislative de dată relativ recentă. Ele sunt ulterioare momentului la care a debutat acest proiect. Și știm cu toții că în perioada din 2020 încoace, legiuitorul penal a fost foarte activ, ca să nu spunem altfel. Din 2014, de cât a intrat în vigoare codul penal actual, până în 2020, cred că am numărat corect, au existat 6 modificări legislative care au afectat dispozițiile codului penal. Din 2020 încoace există 10
modificări legislative aduse asupra codului penal, unele dintre ele inclusiv în materia prescripției, nu toate, din păcate, foarte coerente. Unele dintre ele reprezintă reveniri asupra unor modificări anterioare pentru a încerca să fie îndreptate unele scăpări pe care le-a realizat inițial legiuitorul. Și atunci, chiar dacă tema pe care o propusesem inițial era axată mai mult pe analiza prescripției prin prisma deciziilor obligatorii ale Curții Constituționale, mi-am permis să fac această migrare la începutul prezentării către modificările legislative care au intervenit în materie de prescripție în ultima perioadă. După cum știți, prima dintre ele a fost adusă prin legea 217 din 2020 și este o modificare legislativă cu un caracter de maximă noutate, aș putea spune, pentru că în momentul de față, ca urmare a acestei legi, suntem pentru prima oară în legislația noastră puși în fața situației de a avea o sferă diferită a infracțiunilor imprescriptibile, după cum ne referim la instituția prescripției răspunderii penale sau la instituția prescripției executării pedepsei. Întotdeauna cele două instituții au avut o sferă de infracțiuni imprescriptibile identică, inclusiv la ultimele modificări aduse în materie în anul 2012, când infracțiunea de omor, cea de omor calificat, și infracțiunile comise cu intenție depășită care produc rezultat letal au fost adăugate de legiuitor în sfera infracțiunilor imprescriptibile, modificarea a vizat deopotrivă imprescriptibilitatea în materie de răspundere penală, cât și în materie de executare a pedepsei. Iată, prin legea 217/2020, pentru prima dată, și m-aș ajarda să spun că nu cred că în mod intenționat, legiuitorul vine și creează o sferă a imprescriptibilității diferită, mai mare pentru instituția răspunderii penale, prin comparație cu imprescriptibilitatea în materie de executare a pedepsei. În mod punctual, prin această lege s-a modificat articolul 153, aliniatul al doilea din codul penal, s-a adăugat textului respectiv o dispoziție de la litera C, care în materie de infracțiuni imprescriptibile din punct de vedere al răspunderii penale a enumerat și infracțiunea de viol, respectiv infracțiunea de act sexual cu un minor. Nu s-a operat în mod corespunzător și o modificare a dispoziției de la articolul 162 și următoarele în materie de prescripție a executării pedepsei. Ceea ce înseamnă că în mod neliniștitor, aș îndrăzni să spun chiar absurd, în momentul de față, dacă săvârșești o infracțiune de viol și te sustragi pentru o foarte îndelungată perioadă de timp judecății, nu contează, pentru că oricât de mult timp va trece, vei putea să fii tras la răspundere penală pentru fapta ta, dar dacă se desfășoară în mod normal, firesc, procesul penal și ești condamnat definitiv pentru fapta în cauză, după care te sustragi pentru suficient de mult timp de la executarea pedepsei, e în regulă, nu vei mai putea fi obligat la executarea pedepsei respective, fiindcă ea se consideră ca executată prin efectul prescripției executării. Este ilogic, aș spune eu, pentru că în cel de-al doilea caz ne aflăm în prezența unei persoane față de care am răsturnat, dincolo de orice îndoială rezonabilă, prezumția constituțională de nevinovăție și firesc ar fi fost să avem și în cazul executării pedepsei pentru asemenea infracțiune, la fel pentru actul sexual cu un minor, un motiv de imprescriptibilitate, o cauză de imprescriptibilitate, atâta timp cât sfera a fost majorată în cazul infracțiunilor în cazul care privește tragerea la răspundere penală. Ce e interesant este că nu s-a modificat și dispoziția de la aliniatul al treilea al articolului 153. Acea dispoziție a fost introdusă în 2012 când ne-am aflat în prima etapă de majorare a sferei infracțiunilor imprescriptibile și este vorba despre textul care spune că pentru infracțiunile nou devenite atunci, în 2012, imprescriptibile, cum ar fi omorul,
Imprescriptibilitatea vizează faptele indiferent de data la care au fost ele comise. Adică o dispoziție care practic deschide ușa către aplicarea retroactivă a unei prevederi care în mod evident este mai puțin favorabilă pentru cine a comis fapta când este în vigoare o lege care o prevede drept prescriptibilă. Evident că e mai puțin favorabilă o dispoziție nouă care vine și spune că ea este transformată în imprescriptibilă și practic aliniatul al treilea prin prevederea de acolo extinde această prevedere a imprescriptibilității faptei noi și către cei care se găsesc în cursul termenelor de prescripție. Iată, în ceea ce privește violul și actul sexual cu minor și de altfel și celelalte infracțiuni care, după cum vom vedea, au fost ulterior adăugate în noua sferă a infracțiunilor imprescriptibile din punct de vedere al răspunderii penale, nu s-a făcut și o modificare corespunzătoare a aliniatului al treilea, ceea ce evident deschide calea unor probleme în ceea ce privește aplicarea în timp a legii penale și vom vedea că acest lucru trece și prin filtrul unor decizii mai vechi de la Curtea Constituțională, care din păcate sunt contradictorii. Ce a mai făcut legea 217 din 2020 în materie de prescripție? Tot referitor la prescripția răspunderii penale, s-a modificat dispoziția din articolul 154 aliniatul al 4-lea. Este vorba despre textul care crea practic o excepție de la momentul de la care începe să curgă termenul de prescripție al răspunderii penale în cazul anumitor infracțiuni, și anume în cazul anumitor infracțiuni precum cele împotriva libertății sexuale, care au fost săvârșite față de un minor, termenul de prescripție potrivit dispoziției în cauză nu începe să curgă ca regulă de la data săvârșirii infracțiunii, ci începe să curgă de la un moment ulterior, și anume data la care victima a devenit majoră sau în cazul în care a decedat anterior acestui moment, data decesului. Textul evident că trebuia să fie modificat, tocmai pentru că în sfera infracțiunilor imprescriptibile, din punct de vedere al răspunderii penale, au fost introduse prin această lege violul și actul sexual cu un minor. Ceea ce înseamnă că dispoziția de la aliniatul al patrulea nu mai putea să privească toate infracțiunile împotriva libertății sexuale, trebuia să se facă o excepție în ceea ce privește violul și actul sexual cu un minor. Din păcate, legiuitorul nu a fost însă atent atunci când a operat această modificare și în textul modificat a scăpat, nu pot să calific altfel situația, a scăpat, a uitat să facă referire și la alte categorii de infracțiuni care se regăseau inițial în formularea respectivă. Bine, nu chiar inițial, ci care fuseseră de fapt adăugate în 2016 printr-o ordonanță de urgență, ordonanța 18. Astfel, în forma lui inițială, de la data intrării în vigoare a codului, articolul 154 aliniatul al 4-lea se referea la infracțiunile contra libertății și integrității sexuale săvârșite față de un minor și atât, ca fiind fapte pentru care funcționa această excepție de la momentul la care curge termenul de prescripție în materie de răspundere penală. Prin ordonanța de urgență 18 din 2016, în text au fost adăugate și alte două categorii de infracțiuni față de care s-a extins această excepție și anume a fost vorba despre infracțiunile de trafic și exploatare a persoanelor vulnerabile, respectiv de pornografia infantilă. În momentul când prin legea 217 din 2020 legiuitorul a venit să excepteze de la dispozițiile acestui text violul și actul sexual cu un minor, textul a apărut în forma pe care o aveți expusă pe slide. Cu excepția infracțiunilor prevăzute la 218 și 220, deci cele nou devenite imprescriptibile, în cazul celorlalte, aș spune eu, infracțiuni contra libertății și integrității sexuale săvârșite față de un minor, termenul de prescripție începe să curgă de la data de excepție. A rătăcit pe drum legiuitorul referirea introdusă în cod prin ordonanța 18 din 2016 la infracțiunile de trafic și exploatarea persoanelor vulnerabile și cele de pornografie infantilă.
Este o scăpare pe care ulterior legiuitorul a venit să o acopere în momentul de față. Dacă ne uităm în cod, vom vedea că textul face referire la infracțiunile de trafic și exploatarea persoanelor vulnerabile și pornografie infantilă, pentru că ulterior a intervenit prin legea 274 din 2020, după aproximativ o lună și-a dat seama legiuitorul că a scăpat această referire și a venit cu o nouă lege care a completat textul și a reintrodus referirea care se găsea acolo anterior legii 217. Problema este însă de efecte în ceea ce privește aplicarea în timp. Pentru că înseamnă că de la data la care a intrat în vigoare legea 217 din 2020 și până când a intrat în vigoare legea ulterioară 274 din 2020, care a reintrodus în acest text referirea la infracțiunile de pornografie infantilă și trafic și exploatarea persoanelor vulnerabile, pentru infracțiunile din această categorie săvârșite față de o victimă minoră, termenul de prescripție a răspunderii penale a început să curgă, potrivit regulii, de la data săvârșirii infracțiunii și nu de la momentul ulterior când victima a devenit majoră sau a decedat înainte de a deveni major. Și dacă e să ne gândim din perspectiva unei persoane acuzate de comiterea acestor infracțiuni în situația dată, dispoziția cu scăparea din legea 217 este dispoziția mai favorabilă. Pentru că această excepție din articolul 154 aliniatul 4 începe, presupune practic că termenul de prescripție începe să curgă mai târziu. Deci dacă e să ne raportăm la momentul când s-a săvârșit infracțiunea, avem o durată mai îndelungată de așteptat până când ni se prescrie răspunderea penală. Și atunci spune că din punct de vedere al aplicării în timp a legii penale, efectul acestei scăpări de aproximativ o lună s-ar putea să se producă încă mult timp de acum încolo, ani de zile de acum încolo, dacă se va ajunge la instrumentarea unor cauze de pornografie infantilă sau infracțiuni privind traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile comise împotriva unor victime minore, va trebui să se considere că dacă ele au fost comise între, nu știu exact datele, e vorba de octombrie-noiembrie 2020, legea 217 pe 2020, publicată în Monitorul Oficial 1012 din 30 octombrie 2020, atunci s-a produs scăparea, și legea 274, trec puțin repede prin slide-uri, dar o să revin. Legea 274 este publicată în Monitorul Oficial 1144 din 26 noiembrie 2020. Adăugăm perioada de plus 3 zile ca să intre în vigoare. Mi se pare că nu au avut dispoziții exprese cu privire la momentul intrării în vigoare la altă dată. Și iată, pentru aceste infracțiuni comise în perioada octombrie-noiembrie 2020 împotriva unor minori, va trebui mult timp de acum încolo să calculăm termenul de prescripție a răspunderii penale, ca începând să curgă de la data săvârșirii infracțiunii și nu de la momentul la care victima a devenit majoră sau momentul la care ea a decedat înainte de a deveni majoră. Din punct de vedere a aplicării în timp a legii penale, evident că această soluție o să privească nu doar faptele comise însă în perioada respectivă, ci o să privească și toate infracțiunile care nu aveau hotărâri definitive pronunțate până la momentul când a intrat în vigoare legea 217 și pe urmă legea 274. Deci tot ce era pendinte pe aceste situații la momentul intrării în vigoare a legii 217 înseamnă că reprezintă în materia acestor infracțiuni o ipoteză în care trebuie să decalăm data de la care facem calcul termenului de prescripție a răspunderii penale. E ceva ce sunt convins că legiuitorul nici nu a intenționat, nici nu a luat în calcul și este probabil o consecință a acestei grabe pe care a avut-o în a modifica, repet, de numai puțin de 10 ori codul penal în doar 2 ani, după ce într-o perioadă de 6 ani anterior nu intervenise decât cu
6 modificări legislative. Spuneam de legea 274/2020, ea a venit să repare după aproximativ o lună eroarea care intervenise în materie de dată de la care curge termenul de prescripție a răspunderii penale. În momentul de față vedem, deci, în cod că s-a reintrodus la 154 aliniatul 4 referirea la infracțiunile de trafic și exploatarea persoanelor vulnerabile, pe cum și pornografie infantilă săvârșite față de un minor. Dar ea nu a fost ultima dispoziție legală care să intervină cu modificări în materie de prescripție în ultima perioadă, pentru că după nu chiar un an, mai puțin de un an, prin legea 186/2021, legiuitorul a revenit asupra dispoziției de la litera C din articolul 153 aliniatul al doilea, adică ceea ce crease prin legea 217 pentru a mări sfera infracțiunilor imprescriptibile din punct de vedere a răspunderii penale, și a adăugat la această dispoziție, pe lângă nou introdusele, nou menționatele infracțiuni de viol și act sexual cu minor, o serie întreagă de noi infracțiuni. Le aveți listate pe slide, este vorba despre sclavie, trafic de persoane, trafic de minori, proxenetism, agresiune sexuală și tortură. Au devenit și ele toate imprescriptibile, dar la fel doar din punct de vedere al răspunderii penale. Faptul că a trecut un an de la aproape un an de la momentul când legiuitorul a intervenit în această materie prin legea 217, se pare că nu a fost suficient pentru a sesiza discrepanța pe care a creat-o, lărgind doar sfera imprescriptibilității în materie de răspundere penală. Am tras speranța că, odată cu apariția și intrarea în vigoare a acestei noi legi, își va da seama legiuitorul de problema creată și va mări în mod corespunzător și sfera infracțiunilor imprescriptibile din punct de vedere al executării pedepsei. Încă nu s-a întâmplat. Vom vedea dacă pe parcursul actualului an sau în 2023 nu va reveni cumva încă o dată legiuitorul pentru a face și această operațiune care e așteptată din punct de vedere al logicii și al principiului al simetriei. Ar trebui să se extindă și sfera infracțiunilor imprescriptibile din punct de vedere al executării pedepsei. De asemenea, observăm că nici prin această nouă lege nu a fost modificat aliniatul al treilea din articolul 153, cel care prevede că pentru omor și infracțiunile preterintenționate tanatogeneratoare, transformarea din 2012 în imprescriptibile se face indiferent de momentul la care au fost săvârșite faptele. Evident, prin legea 186, operându-se o nouă modificare asupra articolului 153, legiuitorul a trebuit să intervină cu o nouă modificare și asupra articolului 154, aliniatul al patrulea, pentru că acolo erau menționate infracțiunile de trafic și exploatare a persoanelor vulnerabile, infracțiuni comise asupra unui minor. Iată, traficul de persoane și traficul de minori devenind însă ele însele imprescriptibile, nu se mai pune problema de când începe să curgă termenul de prescripție pentru ele, ca moment derogator dacă victima este minoră, și atunci a avut loc o nouă modificare a articolului 154 aliniatul al 4-lea. Cred că este o dovadă de cruntă lipsă de performanță și diligență legislativă, faptul că într-o perioadă atât de scurtă a trebuit să se intervină pe acest text de 3 ori. După cum anticipam, problema principală pe care o prezintă aceste modificări o să fie una de aplicare în timp. Și o să fie una de aplicare în timp, cu deosebire pentru cauzele pendinte, cu deosebire pentru situațiile în care avem infracțiuni din sfera celor nou transformate în imprescriptibile.
care la momentul săvârșirii, înainte de intrarea în vigoare a legii 217 și a legii 186, erau prescriptibile. Și, evident, se pune problema dacă pentru cei care se găseau, deci, în cursul termenelor de prescripție a răspunderii penale pentru asemenea infracțiuni, la momentul la care au apărut aceste noi legi, se va pune sau nu problema imprescriptibilității. Evident că există două posibile răspunsuri, și anume că da, ar trebui să se pună problema prescriptibilității și în raport de aceste persoane. Asta ar însemna o aplicare retroactivă a noilor dispoziții, deși ele sunt mai puțin favorabile, dar vom vedea că nu este fără precedent această situație. În lumina deciziilor din 2012 și 2013 ale Curții Constituționale, este o variantă viabilă. Și cealaltă variantă este nu, nici de cum. E vorba de o lege cu dispoziții mai drastice, să-i facem o aplicare retroactivă ar însemna să încălcăm articolul 5 din Codul Penal și totodată articolul 15 aliniatul al doilea din Constituție, care prevede aplicarea doar pentru viitor a legilor, cu excepția celor penale sau contravenționale mai favorabile, și evident că nu e mai favorabilă o dispoziție care îți transformă din prescriptibilă în imprescriptibilă o infracțiune. Este momentul în care trebuie neapărat să facem această retrospectivă cu privire la ce s-a întâmplat în materie de prescripție în 2012, pentru că, spuneam, una dintre soluții, deși pare flagrant eronată, este susținută în raport de o situație, hai să-i spunem, similară de extindere a sferei infracțiunilor imprescriptibile, de o decizie a Curții Constituționale din 2012-2013. După cum sigur țineți minte, în anul 2012, când era încă în vigoare fostul cod penal, dar era deja promulgat și se afla în perioadă de vacatio legis și codul penal actual, au intervenit două acte normative care au modificat reglementare în materie de prescripție, atât de prescripție a răspunderii penale, cât și de prescripție a executării pedepsei. A fost mai coerent la acel moment legiuitorul, a mers cu modificările în paralel pentru cele două tipuri de prescripție. Este vorba despre legea 27 din anul 2012, care, la fel precum actele normative de dată recentă despre care am discutat, a extins sfera infracțiunilor imprescriptibile. La momentul respectiv erau imprescriptibile doar acele foste infracțiuni contra păcii și omenirii, cum le numea legiuitorul anterior, respectiv cele de genocid, contra umanității și de război, prevăzute în Codul Penal din 2009. Și pe lângă ele, legea 27 din 2012 a declarat că sunt imprescriptibile și omorul calificat, precum și toate infracțiunile comise cu intenție depășită care produc rezultat letal, cum ar fi lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte sau tâlhăria care a avut ca urmare moartea victimei. Evident, o modificare care era mai puțin favorabilă prin această extindere a sferei infracțiunilor imprescriptibile, repet, modificarea operată atunci și în raport de instituția răspunderii penale și în raport de instituția executării pedepsei. Ulterior, tot în 2012, prin legea 63, a intervenit o nouă modificare, de data asta doar în materie de prescripție a răspunderii penale, și anume este momentul în care, după cum cred că țineți minte, legiuitorul s-a hotărât să majoreze durata termenului de prescripție specială. La momentul respectiv, prescripția specială însemna să depășești termenul prescripției ordinare cu încă jumătate, și prin legea 63 din 2012 s-a hotărât legiuitorul să dubleze termenul prescripției speciale față de termenul de prescripție obișnuită, deci să trebuiască să îl depășești cu încă o dată termenul de prescripție ordinară pentru a beneficia de prescripția specială. De asemenea,
o dispoziție mai puțin favorabilă. Pentru cine se găsește în cursul unui termen de prescripție specială setat la 150% față de durata termenului de prescripție ordinară, evident că este mai puțin favorabilă o lege care îți mărește până la 200% durata acestui termen. Există față de aceste prevederi două decizii ale Curții Constituționale, una tot din anul 2012 la cald și una ceva mai tardivă, din 2013, care soluționează în esență aceeași problemă de drept în mod contradictoriu. Problema de drept este dacă putem sau nu să facem aplicarea retroactivă a unei dispoziții noi în materie de prescripție, care este mai drastică decât dispoziția veche. Dacă pentru cineva care se găsește în cursul unui termen de prescripție, putem face retroactiv aplicarea fie a unei legi care îi transformă din prescriptibilă în imprescriptibilă fapta, fie aplicarea retroactivă a unei legi care îi mărește durata termenului de prescripție, în speță de prescripție specială. Prin prima dintre aceste decizii, decizia numărul 1092 din anul 2012, Curtea Constituțională, e o decizie în care s-a raportat la problema majorării termenului de prescripție specială, Curtea Constituțională a stabilit că nu putem face aplicarea retroactivă a unei legi noi care vine cu prevederi mai drastice în materie de prescripție a răspunderii penale. Practic s-a pus problema dacă cei care se găsesc în cursul termenului de prescripție specială la nivelul din reglementarea anterioară, adică depășire cu încă jumătate a duratei termenului de prescripție ordinară, ar trebui să își găsească cauza soluționată sub imperiul vechii dispoziții, sau dacă ar trebui să calculăm și pentru ei termenul de prescripție specială potrivit legii noi, în sensul majorării sale, depășire cu încă o dată. Și Curtea Constituțională, prin această decizie 1092 din 2012, a considerat că prevederile, era vorba de articolul 124 din Codul Penal anterior, cu privire la ele s-au formulat excepția de neconstituționalitate, sunt constituționale, dar numai în măsura în care nu împiedică aplicarea legii penale mai favorabile faptelor săvârșite sub imperiul legii vechi. O decizie care a fost luată în mod unanim, e mai puțin important, dar poate e demn de menționat. Am un slide în care am evidențiat principala motivare absolut firească a Curții Constituționale pentru pronunțarea acestei decizii, deci nu o să insist asupra sa. Ce a fost mai neliniștitor a fost că nu după mult timp, în anul 2013, Curtea Constituțională a pronunțat o nouă decizie, decizia 511, privind de data asta cealaltă problemă, și anume mărirea sferei infracțiunilor imprescriptibile, în care soluția a fost diametral opusă. Aici se punea problema dacă ai comis un omor înainte de 2012 și la momentul săvârșirii faptei aceasta era prescriptibilă și tu te găseai în 2012 în cursul termenului de prescripție, ce se întâmplă odată ce legea nouă ți-a declarat fapta ca fiind imprescriptibilă. Dacă ar trebui în continuare să fii considerat în cursul termenului tău de prescripție sau dacă oricât de mult timp ar trece în viitor, niciodată nu vei putea obține înlăturarea răspunderii penale sau în cazul în care ai fost condamnat definitiv, considerarea ca executată a pedepsei aplicate prin hotărâre definitivă prin intermediul prescripției. Și prin această decizie, Curtea Constituțională a constatat că dispozițiile de la 125 aliniatul 3 Cod Penal anterior era în materie de prescripție a executării pedepsei, dar, repet, atunci a mers legiuitorul în paralel cu aceste cazuri de extindere a sferei imprescriptibilității și pentru instituția executării pedepsei și pentru instituția răspunderii penale. Deci, mutatis mutandis, decizia se aplica în mod corespunzător și pentru problema extinderii sferei imprescriptibilității în materie de răspundere penală.
că acele dispoziții sunt constituționale în raport cu criticile formulate și, cu alte cuvinte, e în regulă ca acelor persoane să nu li se mai calculeze termen de prescripție, ci să se considere că se aplică retroactiv și față de ele dispozițiile legii noi, care consideră că acele infracțiuni au devenit imprescriptibile. Și asta este exact problema cu care ne vom confrunta de acum încolo, în urma legilor 217 și 186 din 2020, respectiv 21, care au modificat din nou sfera infracțiunilor imprescriptibile din punct de vedere al răspunderii penale. Asta este o decizie care n-a fost adoptată cu unanimitate, a fost adoptată doar cu majoritate de voturi, a existat o opinie separată semnată de 3 judecători, dar fiind în minoritate, decizia s-a publicat ca atare în Monitor oficial. Printre argumentele pe care le-a folosit atunci Curtea Constituțională a fost cel că opțiunea legiuitorului privind extinderea reglementării imprescriptibilității pentru situații pendinte nu are drept consecință un prejudiciu constituțional relevant. Adică a spus practic Curtea Constituțională că s-a produs un prejudiciu constituțional, dar s-a introdus o nuanță care nu existase până atunci, și anume nu mai pronunțăm decizia raportându-ne doar la existența sau inexistența unui prejudiciu constituțional, o pronunțăm introducând un grad de intensitate al prejudiciului constituțional, care va să zică că el poate să existe, dar dacă nu e relevant, și evident că Curtea este cea care decide cât de relevant este sau nu este prejudiciul constituțional, totuși decizia poate să mențină norma atacată. Principala dimensiune de argumentare a acestei decizii, o vedeți expusă în partea de jos a slide-ului, s-a referit la intensitatea pe care o are dreptul la viață, care se considera a fi indirect protejat prin aceste noi dispoziții, față de orice alte drepturi fundamentale ale persoanei. Practic, Curtea Constituțională a spus că legiuitorul s-a aflat în fața unei alegeri să protejeze dreptul fundamental la viață, considerând imprescriptibile infracțiunile de omor și cele preteri intenționate care au dus la moartea victimei, indiferent de momentul când s-au săvârșit acestea, și respectiv să protejeze valoarea reprezentată de neaplicarea retroactivă a unei dispoziții noi mai drastice. Și că între cele două, care ambele sunt importante și ambele au în spate texte ale Constituției, a făcut o opțiune. Opțiunea este pentru dreptul la viață, el este mai important decât orice altceva reglementează Constituția ca drept fundamental. Zice Curtea, fapt ce îi determină caracter axiologic acestui drept și în concluzie a sacrificat un drept fundamental pentru a proteja un drept și mai fundamental, dacă îmi permiteți să mă exprim astfel. Asta a fost principala dimensiune de argumentare de atunci, care observăm că este intim legată de sfera infracțiunilor care au fost atunci declarate ca imprescriptibile. Adică soluția de atunci, prin decizia 511 din 2013 a Curții Constituționale, că putem face o aplicare retroactivă a unei legi noi care extinde sfera imprescriptibilității, s-a bazat pe faptul că protejăm prin asta dreptul la viață. Ori în momentul în care noi acum am extins sfera imprescriptibilității asupra sclaviei și asupra agresiunii sexuale, această argumentare nu mai poate să fie invocată. Nu mai protejăm dreptul la viață. Evident, s-ar putea pune problema, dacă se va ajunge până acolo, dacă va aprecia Curtea Constituțională că între dreptul la inviolabilitate sexuală și alte drepturi, că și tortura a devenit, da, imprescriptibilă, și din nou dreptul de a fi protejat de o aplicare retroactivă a unei dispoziții legale noi mai severe, poate fi din nou făcută o comparație, în urma căreia să vedem cine câștigă. Problema
am ridicat-o tocmai ca urmare a discuțiilor și interacțiunilor pe care le-am avut cu unii din colegii dumneavoastră în cadrul întâlnirilor de seminar din acest proiect, pentru că a apărut discuția unii având astfel de cauze pe rol, dacă această decizie 511 din 2013 a Curții Constituționale ar putea să fie invocată într-o formă oarecare pentru a justifica de acum încolo aplicarea retroactivă a noilor dispoziții care lărgesc sfera imprescriptibilității în materie de răspundere penală și pentru faptele nou transformate în imprescriptibile în 2020 și 2021. Și cred că discuția ar trebui să pornească de la analiza celor două decizii pe care le-am invocat. Observăm că niciuna dintre ele nu indică în mod expres ce fel de decizie este. Decizia 1092 din 2012 are însă o formulare din care ar reieși că ea este o decizie de respingere a excepției de neconstituționalitate din categoria celor manipulative, adică are o clauză de interpretare obligatorie. Formularea de acolo fiind în sensul că menținem aplicarea textului 124 este constituțional, dar numai în măsura în care nu împiedică aplicarea legii penale mai favorabile. Decizia, deci putem să considerăm că e o decizie obligatorie și, repet, asta este decizia care se suprapune peste ceea ce cred că suntem în asentiment cu toții și anume sentimentul că nu ar trebui să facem o aplicare retroactivă a unei dispoziții noi, mai puțin favorabile, inclusiv în materie de prescripție. Cealaltă decizie, 511 din 2013, menționează în final că orice decizie a Curții Constituționale că este definitivă și general obligatorie, dar ea, dacă o analizăm cu atenție, este potrivit formulării exprese din dispozitiv, o decizie de respingere simplă. Spune, respinge ca neîntemeiată excepția de neconstituționalitate, constată că dispozițiile din textul respectiv, 125 aliniatul 3 cod penal anterior, sunt constituționale în raport de criticile formulate. Ori o decizie de respingere simplă nu face parte din trunchiul de jurisprudență obligatorie, nu face parte din trunchiul de decizii ale Curții Constituționale, care sunt ca deciziile de admitere sau ca deciziile care au clauză de interpretare obligatorii, decizii general obligatorii, erga omnes și pentru viitor, inclusiv pentru situații asemănătoare. Tocmai pentru că este o respingere punctuală, conjuncturală, în raport cu criticile formulate. Ceea ce înseamnă că pe viitor, introducându-se o nouă excepție de neconstituționalitate împotriva acelui iași text, curtea ar putea să spună, uite, în lumina acestor noi critici, considerăm că se poate admite excepția. Și atunci, în discuția de care vă pomeneam puțin mai devreme, opinia pe care o emit eu este că nu ar trebui să considerăm că decizia 511 din 2013 poate fi adusă în discuție pentru a justifica de acum încolo o aplicare retroactivă a noului text 153 aliniatul 2 litera C cod penal, care mărește sfera infracțiunilor imprescriptibile din punct de vedere al răspunderii penale. În primul rând pentru că nu este o decizie obligatorie. În al doilea rând, pentru că este o decizie care e punctual motivată, argumentată în legătură cu protejarea dreptului la viață, care nu este pus în discuție atunci când analizăm sfera noilor infracțiuni care au devenit imprescriptibile, și totodată pentru că putem identifica o altă decizie a Curții Constituționale în aceeași materie, a unor prevederi noi mai severe în materie de prescripție, care este obligatorie și care în esență spune că nu ar trebui să facem aplicare retroactivă a unor asemenea dispoziții noi mai puțin favorabile în materie de prescripție pentru cauzele pendinte. Pentru că în această materie a prescripției avem și jurisprudență obligatorie din partea în alte curs de casație și justiție, dar doar o să o menționez, nu o să insist foarte mult asupra ei, nu mai e deja de actualitate.
Vă amintiți probabil cu toții despre discuțiile, a fost suficient de mare efervescența la momentul respectiv și în mass media, care s-au făcut pe marginea hotărârii care a ajuns să fie astăzi cunoscută ca decizia RIL 5 din 2019, tot o problemă legată de prescripția răspunderii penale, mai precis momentul de la care trebuie să considerăm că începe să curgă termenul de prescripție a răspunderii penale în cazul anumitor infracțiuni. Era vorba despre infracțiuni în cazul cărora există o urmare, o consecință care se produce în timp, după data la care infracțiunea se consideră a fi săvârșită. Și aici, din punct de vedere teoretic, au existat tot felul de discuții interesante, inclusiv au existat propuneri de a se crea noi forme hibride, dacă aș putea să le calific astfel, de unitate infracțională în care să fie introduse aceste infracțiuni. Exemplele care au fost explicit menționate și în cuprinsul deciziei erau înșelăciunea și abuzul în serviciu, dar evident că pot fi identificate și alte infracțiuni care să intre în această categorie. Practic, problema care s-a pus atunci era cea în care o înșelăciune dă naștere la niște prestații succesive în baza situației premiză, sau un abuz în serviciu dă naștere la pagube care se produc succesiv, de exemplu prin acel abuz în serviciu se încheie în mod ilegal un contract de muncă și pe urmă, în baza raporturilor de serviciu, persoana respectivă este remunerată eventual din bugetul public lunar pentru o perioadă care poate să fie și de ani de zile, și se punea problema dacă termenul de prescripție a răspunderii penale curge în aceste ipoteze de la momentul când considerăm în mod clasic că este considerată ca săvârșită o asemenea infracțiune, adică data încheierii contractului, de pildă, prin abuz în serviciu sau prin înșelăciune, sau dacă nu ar trebui să amânăm momentul de la care începem să calculăm curgerea termenului de prescripție a răspunderii penale până la momentul la care se definitivează complet paguba, data la care s-a efectuat ultima prestație în baza acelei înșelăciuni sau data la care s-a încasat ultima remunerație în baza raporturilor de serviciu născute în urma unui abuz în serviciu. Apăruseră sugestii de a se crea o nouă formă de unitate infracțională cuprinsă între infracțiune simplă și infracțiune cu durată de săvârșire în timp, cum ar fi una continuă sau continuată. E o decizie echilibrată din punctul meu de vedere a Curții Constituționale, care a refuzat să gireze astfel de artificii. Teoria actuală cred că cuprinde în mod corespunzător formele de manifestare ale unității infracționale, fără să avem nevoie de una nouă conjuncturală pentru anumite categorii de fapte. Aici ne aflăm în prezența unor infracțiuni care sunt în principiu simple, nu sunt infracțiuni cu durată de desfășurare în timp, și cred că cheia deciziei a fost distinția care trebuie să fie operată între conceptul de urmare imediată, ca subelement al aturii obiective, și conceptul de, să-i spunem, consecințe subsecvente ale săvârșirii infracțiunii. Pentru că, de-aia și spunem urmare imediată, ca să o distingem de eventualele consecințe mediate, care se pot produce într-adevăr în timp, dar care nu ar trebui să îmi producă efecte juridice din acest punct de vedere, adică să îmi amâne data de la care încep să calculez durata termenului de prescripție a răspunderii penale. Bun, în contextul respectiv a fost receptată oarecum ca inechitabilă această decizie a Curții Constituționale, pe fond cred că este una echilibrată și în concluzie, iată, la articolul 154 aliniatul al doilea, o să considerăm că și în aceste situații în care avem prejudicii care se întind în timp, totuși data de la care calculăm termenul de prescripție este momentul săvârșirii infracțiunii. Asta înseamnă, da, că termenul de prescripție a răspunderii penale va trebui să curgă în paralel cu acumularea prejudiciului respectiv, ceea ce ar putea să ne intereseze din alte puncte de vedere, de exemplu cu privire la latura civilă.
am lăsat pentru mai la urmă discuția care e în momentul de față în mare parte lămurită. Discuția ocazionată de decizia Curții Constituționale 297 din 2018. După cum știm, ea a generat la momentul respectiv ample controverse, atât doctrinare cât și în practică. Au existat inclusiv soluții divergente în practica instanțelor. Este, vă reamintesc, decizia prin care, în materie de cauze de întrerupere a cursului termenului prescripției răspunderii penale, Curtea Constituțională a hotărât că sintagma orice act de procedură în cauză, de la articolul 155 aliniatul 1, este neconstituțional. Și a făcut referire în cuprinsul acestei decizii 297 din 2018 la vechea reglementare în materie de întrerupere a prescripției răspunderii penale, reglementarea din Codul Penal din 1968, care condiționa întreruperea termenului de prescripție a răspunderii penale doar de îndeplinirea acelor acte de procedură care, potrivit legii, trebuiau comunicate suspectului sau inculpatului în cursul procesului penal. Deci nu orice fel de act de procedură. E și asta o soluție care a fost adoptată nu în unanimitate, ci cu majoritate de voturi. Aici au existat două opinii separate, separate și între ele și față de decizia principală a curții. Problema a pornit aici de la ceea ce cred că a fost o eroare de calificare din partea Curții Constituționale a deciziei, pentru că formal aceasta este o decizie simplă de admitere a unei excepții de neconstituționalitate. Și dacă este o decizie simplă, înseamnă că în măsura în care legiuitorul nu intervine în cele 45 de zile de la publicarea deciziei în Monitorul Oficial, ceea ce legiuitorul nu a făcut și nu a făcut nici astăzi, încetează, ies din vigoare dispozițiile declarate neconstituționale, dacă ele nu privesc un întreg text, adică exact situația pe care o avem aici, în analiză, atunci textul respectiv continuă să se aplice, bineînțeles dacă mai e obiectiv posibil așa ceva, dar fără luarea în considerare a sintagmei care a fost declarată neconstituțională. Avem o soluție fix identică în ceea ce privește infracțiunea continuată, unde și în momentul de față, dacă ne uităm în cod, articolul 35 aliniatul 1 menționează condiția unității de subiect pasiv ca o condiție generală de existență a infracțiunii continuate, deși Curtea Constituțională a declarat de mult timp sintagma respectivă ca fiind neconstituțională. Diferența dintre situația de la infracțiunea continuată și situația de aici, de la întreruperea cursului termenului de prescripție a răspunderii penale, este că articolul 35 aliniatul 1 în materie de infracțiune continuată se poate aplica fără nicio problemă sărind peste sintagma împotriva acelui subiect pasiv, are sens textul de lege și fără această sintagmă. Pe când la articolul 155 aliniatul 1, dacă încercăm să citim textul fără sintagma declarată neconstituțională, observăm că nu are niciun sens, nu se poate aplica. Fără această sintagmă, textul respectiv este: cursul termenului prescripției răspunderii penale se întrerupe prin îndeplinirea. Pentru că Curtea Constituțională nu a declarat neconstituțională doar sintagma oricărui act, ca să ne rămână ceva, îndeplinirea, da, a ceva. A declarat neconstituțională toată bucata oricărui act de procedură în cauză. Mai este o diferență, și anume, în cazul infracțiunii continuate, Curtea Constituțională a extras din text, care continuă să se poată aplica și fără acea noțiune, o parte. Aici, ca să aibă sens textul
după ce extragem sintagma declarată neconstituțională, ar trebui cu ochii minții să adăugăm ceva. Și acel ceva este tocmai dispoziția din fostul cod la care face referire în considerente decizia Curții Constituționale, și anume orice act de procedură care, potrivit legii, trebuie să fie comunicat suspectului sau inculpatului. Și atunci, evident, cunoașteți, cred, discuțiile, ați avut poate cazuri care au privit această problemă acută la nivelul respectiv 2018-2019. O variantă care se bazează foarte mult pe argumentul perfect valid că Curtea Constituțională nu este legiuitor pozitiv, conducea la concluzia că nu mai avem cauze de întrerupere a cursului termenului prescripției răspunderii penale. Implicit, asta însemna că fusese desființată prin această decizie a Curții Constituționale și instituția prescripției speciale. Pentru că în momentul de față prescripția specială este reglementată ca o excepție de la cauzele de întrerupere și efectul lor produs asupra termenului ordinar de prescripție a răspunderii penale. Deci dacă nu se mai întrerupe niciodată termenul de prescripție ordinar, înseamnă că dispare și discuția pe prescripție specială. Cealaltă variantă, într-adevăr, presupunând implicit că acceptăm o oarecare rezervă și depinde cât de nuanțat o formulăm, dar în esență presupune că acceptăm o rezervă de la regula că nu e legiuitor pozitiv Curtea Constituțională, cealaltă variantă era să continuăm să aplicăm textul, să-l filtrăm prin considerentele deciziei Curții Constituționale, să considerăm practic că Curtea Constituțională l-a modificat și că a adăugat prevederii legale acea referire nu la orice act de procedură, ci doar la cele care trebuie să fie comunicate suspectului sau inculpatului în cursul procesului penal, și în felul ăsta să salvăm și instituția întreruperii prescripției răspunderii penale și totodată instituția prescripției speciale. Practică judiciară avem și este neunitară. E adevărat, s-a conturat un sens majoritar și un sens minoritar. Sensul majoritar a fost să salvăm textul. Sensul minoritar a fost că nu avem cauze de întrerupere a prescripției și s-a împlinit prescripția. Nu avem o hotărâre obligatorie pentru că o hotărâre prealabilă, decizia 5 din 2021, s-a pronunțat în această materie, dar concluzia a fost să fie respins ca inadmisibil demersul de pronunțare a unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală. Argumente pot fi identificate și cred eu că printre ele pot fi identificate argumente pertinente atât în sprijinul unei soluții cât și al celeilalte. Și cred că în cele din urmă problema se pune care este răul mai mic pe care îl acceptăm în această situație. Acceptăm o breșă în regula fundamentală că nu e legiuitor pozitiv Curtea Constituțională și salvăm aceste instituții, dar cu prețul filtrării textului legal prin considerentele Curții Constituționale, care în cazul ăsta adaugă la text, sau mergem pe ideea că nu poate în niciun caz Curtea Constituțională să fie legiuitor pozitiv și atunci ne asumăm că nu mai avem cauze de întrerupere a prescripției răspunderii penale și totodată că nu mai discutăm despre prescripție specială. Practica tinde, din câte am sesizat eu, să, și aici chiar vă invit să discutăm, mai ales dacă aveți cunoștință despre cazuri concrete, din ce am sesizat eu, practica tinde să se fi stabilizat în sensul hai să salvăm textul legal, ceea ce practic, repet, cu nuanțe pe care le putem formula, dar în esență înseamnă că acceptăm breșe de la principiul Curtea Constituțională nu e legiuitor pozitiv. Pentru că, într-adevăr,
cred că este inacceptabil, cred că este dezastruos să procedăm așa cum au făcut-o în practică unii dintre colegii dumneavoastră, unii dintre dumneavoastră, cine știe, dintre cei care sunteți în sală sau ne urmăriți, și care au pronunțat hotărâri definitive, considerând că da, s-a prescris fapta, nu avem întrerupere, nu contează câte acte de procedură s-au desfășurat, da, mergem pe decizia Curții Constituționale, o interpretăm ca fiind, așa cum ea formal se arată, o decizie simplă de admitere, fără clauze de interpretare, și în concluzie anihilăm această instituție. Acum, din punctul meu de vedere, pe termen scurt și punctual, dacă ne referim la această problemă, da, răul cel mai mic este acesta. Să acceptăm Brenșe în principiu privind caracterul de legiuitor pozitiv al Curții Constituționale și să salvăm instituția. Pe termen lung, nu știu dacă ăsta este răul cel mai mic. Pe termen lung, cred că acest caz se adaugă unei serii lungi de cazuri în care Curtea Constituțională ajunge să joace un rol complet diferit, cu puteri și limite complet diferite de cele care au fost încredințate de arhitecții sistemului constituțional la momentul conceperii acestuia, și lucrul ăsta s-ar putea pe viitor să fie răul mai mare. Da, doar timpul o să o arate. Dacă aveți intervenții, dacă sunt întrebări, vă rog. Nu știu unde e microfonul, cred că e. În legătură tocmai cu îndeplinirea acestor acte supuse comunicării, la ce moment ar trebui să ne raportăm, să considerăm că este întrerupt termenul de prescripție? La momentul efectuării actului sau al comunicării efective? Pentru că am întâlnit problema asta, mai ales în cazul celor care se sustrag de la urmărirea penală sau chiar și de la judecată. Opinia mea este că e data la care se efectuează actul, care potrivit legii trebuie să fie adus la cunoștință suspectului sau inculpatului, indiferent ce s-a întâmplat pe caz concret. Tocmai fiindcă altfel s-ar putea să ajung în situația în care îl încurajez să se sustragă de la luarea la cunoștință a desfășurării actului respectiv. Cunosc discuția, într-adevăr, cred că, logic vorbind, ar trebui, și de altfel dacă ne uităm și la dispozițiile fostului cod, ele nu distingeau, spuneau pur și simplu acte care, potrivit legii, trebuie să fie comunicate suspectului sau inculpatului, indiferent dacă ele au fost sau nu comunicate, dacă ele au fost sau nu luate efectiv la cunoștință fiind comunicate. Dar dacă actul este comunicat mai târziu, din neglijența organului de urmărire penală, fără să fie vina suspectului sau inculpatului sau să se fi sustras într-un fel. Și între timp se împlinește și termenul. Într-adevăr, dacă analizăm în concret situația, pare inechitabil, numai că aici, în opinia mea, analiza ar trebui să fie una făcută în planul abstract și una, nu una în planul concret. Nu am decât să aplic separat pârghiile de sancționare, fie disciplinară, fie administrativă, fie chiar penală, a organului din vina căruia nu s-a realizat la timp comunicarea, dar în abstract, în momentul în care am de adus la îndeplinire un act care, potrivit legii, trebuie să fie comunicat suspectului sau inculpatului, ăla e momentul la care mi se întrerupe termenul de prescripție, indiferent pe caz concret ce s-a întâmplat. Am primit și argumentul că o astfel de interpretare n-ar fi în acord cu, să zicem, esența cu spiritul deciziei curții. Da. Da, că, cu practic, spiritul. Esența este să fie comunicat până la urmă actul. S-ar putea să ne încălcim foarte mult dacă în fiecare caz concret ajungem să facem această verificare. 1. Actul trebuia sau nu, potrivit legii, să fie comunicat. 2. Trebuind să fie comunicat, a fost sau nu comunicat. 3. Dacă nu a fost comunicat, din vina cui nu a fost comunicat, și să ajungem la o subspeță în care să analizăm dacă este sau nu imputabilă suspectului sau inculpatului lipsa receptării, comunicării efective, directe a actului.
cunosc discuția, evident că toată situația asta e una care stimulează foarte mult coborârea în acest hățiș în care despicăm firul în 16. Presupun că argumentul a fost ridicat de apărare, pentru că ne putem polariza foarte ușor în această situație pe interpretări specifice apărării și interpretări specifice acuzării. În această ipoteză, separat de lucrul ăsta, nu zic că țin cu avocații sau cu magistrații, opinia mea este că ar trebui să facem o analiză în abstract și separat, dacă avem probleme la nivelul cazului concret, să aplicăm mecanismele de sancționare a celor responsabili, fără ca asta să îmi afecteze însă data de la care consider că s-a întrerupt termenul de prescripție. Mulțumesc frumos! Mulțumesc și eu, dacă sunt alte intervenții. Eu nu am mai prins în slide-uri. Sunt și alte chestiuni care evident că pot fi ridicate în materie de prescripție. De exemplu, una dintre discuțiile care se sesizez că se tot perpetuează, deși, iată, au trecut suficient de mulți ani ca să nu îi mai putem spune cu larghețe codului penal actual, noul cod penal, este cea care se referă la efectele pe care le are sau nu asupra prescripției speciale intervenția unei cauze de suspendare. Prescripția specială în momentul actual este reglementată nu separat, cum o reglementa articolul 124 din codul din 68, ci este reglementată ca o excepție de la efectul produs de cauzele de întrerupere. Rămâne întrebarea: ce facem în caz de apariția unei cauze de suspendare? Considerăm suspendată și durata termenului de prescripție specială? Sau considerăm că suspendarea nu afectează decât curgerea termenului de prescripție ordinară și termenul de prescripție specială, la fel cum nu este afectat de cauze de întrerupere, cu atât mai mult nu este afectat nici de cauze de suspendare, suspendarea fiind față de întrerupere o instituție mai puțin intensă sau, mă rog, cu efecte mai puțin drastice în materie penală. Nu știu dacă ați avut situații de genul acesta, discuția e interesantă și poate să aibă mize practice suficient de mari, că uneori în această materie a prescripției și o zi și două zile sunt importante. Formal, eu cred că pe tema asta existau mai multe șanse pe codul anterior să supunem și termenul de prescripție specială unei cauze de suspendare, tocmai pentru că atunci instituția era reglementată separat, astăzi fiind reglementată ca o excepție de la cauzele de întrerupere, s-ar putea considera că suspendarea nu are niciun fel de legătură cu prescripția specială. Personal, pe fond și în idee de soluționare logică, echitabilă, cred că ar trebui să considerăm că suspendă și cursul termenului de prescripție specială o cauză de suspendare, pentru că la urma urmei prescripția este o instituție care, e interesant și aici unghiul din care o privim, putem să o privim din partea făptuitorului și atunci este un beneficiu față de care legea îi creează un drept, un potențial beneficiu, dar evident că dacă o privim din perspectiva organelor judiciare, este o sancțiune pentru lipsă de activitate desfășurată la timp cu celeritate. Și atunci ar fi inechitabil să sancționăm organul judiciar considerând că s-a împlinit prescripția, fie ea chiar și specială, dacă ne aflăm într-o perioadă în care orice ar fi făcut nu avea posibilitatea să instrumenteze cauza respectivă. Era un caz de suspendare. Da, e o discuție care văd că, cel puțin în zona teoretică, încă supraviețuiește faptului că în curând o să împlinească un deceniu de existență nouă cod penal.
Vă mulțumesc pentru atenție. Încă o dată, dacă sunt întrebări sau observații din partea dumneavoastră, vă invit să le adresați. Evident, rămân deschis și discuțiilor din perioada de pauză, care e mult mai puțin formală, oficială. Încă o dată mulțumim organizatorilor pentru crearea cadrului și pentru efort și mulțumim dumneavoastră pentru atenție.